Așa cum ne-am așteptat, trotuarul din parcul de lângă Spitalul Județean Zalău a rămas la fel de periculos cum a fost acum 2 săptămâni, când reprezentanții firmei Citadin au declarat că vor începe lucrările de reabilitare atunci când le permite vremea, însă nu știm la care vreme se raportează, la cea din Zalău sau din alte localități, cum ar fi, de exemplu, Hawaii. Așa că această firmă ne demonstrează din nou ceea ce am știut de pe vremea neregretatului Căpâlnașiu, că nu prea se țin de cuvântul dat, chiar dacă s-a schimbat șeful, care trebuia să fie mai pretențios dacă vrea să aibă o imagine bună. Însă imaginea drumurilor și trotuarelor pline cu gropi este exact imaginea lui, de care noi nu ne mirăm. Dar pentru a vedea care este viteza de reacție la articolele negative postate, vom cronometra perioada până când aceștia vor binevoi asfalta gropile și trotuarele care sunt un adevărat pericol. Încă ceva, să vă fie rușine!